Clipe de mare încărcătură emoțională la Filarmonica Banatul din Timișoara, acolo unde se află trupul celui care a fost Nicu Covaci, fondator și lider al formației Phoenix, o figură legendară a muzicii rock românești. Membrii formației Phoenix au cântat Cocoșii Negri în amintirea celui care le-a fost reper în activitatea artistică și vizibil emoționați au descris în câteva cuvinte modul în care Nicu Covaci și-a pus amprenta asupra lor. Nicu a fost un munte de voință, această voință ne-a fost și nouă insuflată, mulți dintre noi o aveau deja, că altfel nu ne primea alături de el. Și cu această voință de a trăi și de a face totdeauna, cum să zic, oamenii să simtă, să simtă oamenii că au, ca să-l parafrazez pe el, și raspinării, ne-a insuflat-o și nouă. Eu cel puțin nu vreau să cânt decât cu Phoenix. Familie a însemnat pentru noi. Și ce am învățat de la el se va regăsi în următorul disc. Mie Nicu mi-a dat aripi. Și curaj și încredere. M-a lăsat să mă joc pe scenă, așa cum am vrut eu. Mi-a dat această titulatură frumoasă de zână bună pentru Phoenix. Și nu o să rămână mie zile să-i mulțumesc pentru tot ce a făcut pentru mine. Componenții formației Phoenix au vorbit despre imensitatea pe care Nicu Covaci o reprezintă în cultura și simțirea românească și despre datoria de a duce mai departe ceea ce acesta a construit. Lăsând la o parte derivele din presă din ultimele 24 de ore, ce cred eu, sunt convins, și ceea ce vom promova este o avere fabuloasă artistică. Fabuloasă, fie că vorbim de muzică, fie că vorbim de artă plastică, fie că vorbim de caracter. Este o avere fabuloasă pe care Nicu a dezvoltat-o în 62 de ani și cred că nu este doar datoria noastră de a o conserva și de a o da mai departe generațiilor viitoare. Consider că e o misiune pe care o avem toți într-o lume care e în derivă totală în momentul acesta. Prin tot ceea ce a lăsat în urmă Nicu Covaci, nemuritor, prin viață, prin creație, prin prezență, a făcut să zguduie minți și spirite. Despre forța creatoare și energia extraordinară a artistului au vorbit Mircea Baniciu și Ovidiu Lipan Țăndărică, venit să-și ia un ultim rămas bun. A pierdut un om cu personalitate extraordinară, un om care a știut ce vrea. Cred că ăsta e cel mai important lucru care îi se poate atribui. A știut foarte bine ce vrea. Numai că condițiile sau momentele nu au fost întotdeauna prielnice. A fost amurit supărat, din păcate. Și nu neapărat din cauza noastră, ci din cauza faptului că nu întotdeauna ceea ce îți propui se potrivește și cu momentul pe care trebuie cu toți. Plecarea noastră din România, reîntoarcerea, cum am fost primiți peste tot, el va, toată muzica a rămas în patrimoniul muzicii rock românești. El zboară printre stele, va fi alături de noi toată viața. Suntem foarte profund emoționați de tot ce se întâmplă, dar este ancorat în amintirile noastre, în sufletul nostru și, cum v-am spus, e nemuritor. Ceremonia de înmormântare va avea loc joi într-un cadru privat.